și eu când eram mic, umblam ca puișorul de sculț prin baltă. Uac, uac, pane, dacă respecti asta și nu ți se trimite ingredientele la tine în bucătărie. Un ostior de uac, uac, pentru broscuță are cam multe oase. Ala ce era femurul, nu? Tu nu știi ce-i bun, dar astea sunt bune. Numai bine. Mama s-a anunțat în vizită, m-am scos. Bun. Da, dragii mei pofticioși, am prins curaj. Am prins curaj să fac puișori de baltă. Pane, nu orice fel de puișori de baltă. Pane, broaștele noastre fac doar gălăgii pe timpul verii când dau de apă. Anul ăsta nu prea au fost apă, clar nu au fost nici broaște. Dar vietnamejă au broaște. Și am găsit broaște de cumpărat și am cumpărat broaște. Nu mult, jumătate de kil. Am vreo 12 broaște astea, dar eu le tai în jumătate și o să iasă 24 de copănele și o spară multe. Așa că în cele ce urmează, asta am să fac. Am să gătesc pentru voi broaște pane. Na, Constantine, joacă o pastă. El a venit cu ideea. Eu trebuie să gătesc broaște. Unde s-o mai pomenit așa ceva? Doar le-am arătat lui mama și era cât pe și să scuipi și rânza. Asta e și să le fac. Sunt unii la care îi place broasca, sunt unii la care nu le place broasca. Eu mă aflu între. Îmi place și nu-mi place. Depinde cum e făcută. Așa că, ca să-mi placă, m-am apucat să le fac. Hai să le pregătesc, să-ți arăt cum le pregătesc eu pe cele mai bune. Repetiția e mama învățătoare. Hai să le pregătesc. Da. Ingredientele ce le-am aici le găsești acolo jos în descriere. Dacă cumva nu le găsești, ei bine, ai să găsești un link care te va duce către site-ul meu www.chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi ingredientele, pas cu pas, totul, mod de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iasă rețeta aia, cum conținea Constantin mai devreme. O nebunie. Hai să-ți arăt cum pregătesc. Uac, uac, diri-diri-da, uac, 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 diri-diri-da, uac, uac, diri-diri-da. Stai o leacă, băi, unde pleci ei? Stai o leacă, ai treabă. Hai să ne apucăm de treabă. Și ia câte, dragilor. Uite, iau broscoiul, îl pun așa pe mijloc și cu satârul, hap, în jumătate. Și am făcut două copănele și tot așa am să fac cu tăti. Iacă-te. Uite și tu cum arată puișorii ăștia de baltă. Nu știu de ce le zici puișori de baltă, probabil e mai simplu decât să le spui broaște. Când mănânci broaște, nu, mănânc puișori de baltă. Și am păcălit pe oameni. Uite așa, unde mai pui că și o grămadă de bani. Păi cred și eu că sunt o grămadă de bani și ne stă să belească broaștele astea de chele. Uite și tu câtă treabă au. Doamne sfinte, ai treaba aici cu nemiluita, până juchești broaștele și vreo 12, îți dai seama că a fost o leac de treabă. Bine că nu trebuie să le curăț eu. Fic mi-au zis că oricum nu mănâncă, că se află în partea cealaltă de oameni, aia care nu mănâncă. Ei bine, ce să-i fac? Mă sacrific eu cu Constantin. Îți 12 broaște, 24 de chișoare, e o leac de treabă. După un minut și jumate. În pasul următor, treaba simplă. Am aici 100 de grame de făină, albă de grâu. Normală, fără prea multe pretenții. Aici mai am 50 de grame de amidon. Amidonul mă va ajuta să întăresc puțin crusta la preparat. Așa că pun și amidon. Am aici și fulgi de ardei iute. Am să pun ca jumătate de linguriță, undeva la 1 gram sau pune și tu după gustul tău. Aici am o lingură de usturoi pudră. Pun aici. O jumătate de linguriță de turmeric. Ca 1 gram de piper proaspăt rășnit. Sare. Am să pun vreo 5 grame aici. Cam așa. Restul păstrez și pentru ou. Și am să mai pun și boia dulce afumată. Uite așa, o jumătate de linguriță. Pun aici. Toată șmecheria asta se amestecă. Să știi că a ajuns din toate ingredientele peste tot. Și cam asta e șmecheria. Mai am de pregătit ouăle și asta e toată treaba. Deocamdată. Acum cu ouăle treaba simplă. 3 bucăți. Le spargi. Le dai drumul într-un castronel. Puțină sare. Uite așa, ca 1 gram de sare și le bați bine, bine, bine. Dragii mei, am totul pregătit. Am broaștele, am făina cu condimente, am ouăle și aici am panko. Da, obligatoriu ar trebui să iei un panko ca să iasă ceea ce trebuie. Dacă nu știi să faci panko, ei bine, pâine albă o lași la uscat și o mărunțești mai mare ca să-ți iasă în genul acesta. Iar aici am pus și eu 1 litru de ulei în cratița aceasta, l-am încălzit, în ceaunel. L-am încins bine ca să pot să fac paneurile astea minunate. Dragi pofticioși, haideți să vedeți ce trebuie să-i faci. De fapt, treaba e simplă. Iei picioroșul, îl tăvălești așa prin condimente. Hai să tăvălesc mai mulți eventual, ca să nu pierdem timpul, nu de alta. De aici treci în etapa următoare, și anume îl bagi în ou, pe o parte și pe cealaltă, să ajungă din nou peste tot, după care în panko. Uite așa. Unul gata. Și țop cu el în uleiul încins. Ia ca așa. Și repet schema. Îl iei pe următorul, tot așa, în ou, îl acoperi cu panko, pui aici. Uleiul bine încins și undeva la 5-7 minute ar trebui să fie gata puișorul ăsta de baltă. Îl întorci așa din când în când ca să te asiguri că treaba e bună și continui. Hai, îi dăm înainte că avem treabă. O leacă mai încolo decât 3 minute. Ia uite tu ce bine arată. Nemaipomenit. Primii doi sunt gata, îi pun aici. și așa procedez până când e gata totul. Până când puișorii mei de baltă arată în genul acesta, crocanți și super delicioși. După câteva clipi mai încolo. Uac, uac, diri-dirida, uac, 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 diri-dirida, dragii mei pofticioși, ia cătăle, da, uac, uac, pane, cine s-ar fi gândit, dar nu le zice uac, uac, nici măcar broaște, le zice puișor de baltă. Da, și eu când eram mic, umblam ca puișorul de sculț prin baltă, numai că eu n-am ajuns pane, eu mănânc pane. Dragii mei pofticioși, ce să mai zic, e cam poftă, la cum arată zici că e orice altceva mai puțin uac, uac. Hai să vedem ce ești aici, dacă e ce trebuie sau nu. Am aici un sos dulce acrișor chinezesc, asiatic și aici am o maioneză de usturoi, că atât s-a putut. Și iau și eu din vârful piramidei, că am făcut o căpiță de broscuțe de numai. Ce să zic, cu ce să iau, cu ce să încep, nici nu știu. Bag și eu un pic aici. Un oștior de uac-uac. Dar trebuie să recunosc că merge bine. Da, bunjur. Ia să băgăm și cu niște maioneză de usturoi. Pentru broscuță are cam multe oase. Ala ce era femurul, nu? Dragii mei pofticioși, eu zic că merită. Merită încercat măcar o dată în viață așa ceva. Dacă ești fan uac-uac, e bine, o să-ți placă de numai. Eu v-am spus, îs între. Și așa, și așa. Nu mănânc în fiecare zi, dar am zis să vă arăt și eu că din când în când o ia Constantin razna, că n-are încotro. Trebuie să o ia razna câteodată, că altfel s-ar plictisi lumea. Da, sunt broaște. Dacă nu te gândești la ele, ai zice că e carne de pui. Da, n-ai cum să nu te gândești. Bune, apetisante, că la câți bani a dat pe ele, normal că trebuie să fie apetisante. Numai bine, mama s-a anunțat în vizită, m-am scos, am cu ce să servesc. Am să-i dau niște puișori de ăștia de baltă, că o să facă mama uac, uac, diri-diri-da, uac, 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 diri-diri-da. Și tata, tata Petrica o să râdă, că na, el e tata Petrica, trebuie să râdă, că dacă nu râde, noi om, ce se poate. Dragii mei pofticioși, lăsând gluma la o parte, dacă ar fi să-i dau o notă de la 1 la 10, aș spune că e undeva la 8. Dar 8 pentru că nu mănânc atât de des, nu comand atât de des și eu zic că odată în viață să încerci, să vezi tu cum e broscuța asta. Eu îți spun așa, îți mulțumesc că te-ai uitat până la final, îți mulțumesc că ești alături de mine chiar și în momentele acestea, că îmi dai cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciezi pe pagina de Facebook, că mă urmărești pe TikTok și Instagram, că îmi dai cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitezi pe www.chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele sunt trecute pas cu pas, cu ingrediente, cu timp, cu mod de preparare, cu tot ce trebuie să știi și tu ce ai de făcut, să-ți iasă uac, uac, diri-diri-da, uac, 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 diri-diri-da. Hai, te-am pupat, te-am îmbrățișat și până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri, mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de uac, uac. Eu mai bag una de curiozitate, îl las pe Constantin să-și dea și eu cu părerea. Hai Constantine, bagă mare, uac, uac, până nu mai poți. 24 de picioare, ai treaba. Paulica, e bună. Tu nu știi ce e bună, dar astea e bună.